Am spus și ieri după... Mamă. Mamă. Eu auzi-l până, mamă. Ieri, după ce a venit Ștefania aici, am avut acele mici gesturi de, nu știu, tandrețe, apropiere cu ea. Mi-am pus și eu niște semne de întrebare, cum că, băi, de ce îmi vine să fac gesturile astea involuntar doar cu ea? Cu tine n-am simțit să le fac. Într-adevăr, în grădină ți-am spus că nu aș vrea să te oprești în a încerca să... Ai spus, mi-aș dori să fac în continuare. Da, am spus chestia asta pentru că cumva și pe tine te simpatizez, dar nu știu, deci nu am un verdict deocamdată. Și aș fi vrut să mai treacă un pic timpul, dar totodată mi se pare incorrect față de voi faptul că cumva te țin și pe tine așa în standby și nici față de Ștefania nu mi se pare ok, pentru că ea de câte ori a venit aici, a venit doar pentru mine, deci cumva mi-a oferit exclusivitate și eu nu. Nu știu, o să încerc să grăbesc cumva lucrurile astea, o să încerc să-mi pun eu ordine în gânduri. Te rog. Da, asta... Deci, Cosmin, acum putem... Asta te-am rugat în cazul în care ți-amintești și săptămâna trecută, te-am rugat să te gândești foarte bine și totodată să nu ții persoanele pe loc, adică să iei singurul decizie motiv pentru tine. Ok, singurul motiv pentru care nu am un verdict azi este pentru că am considerat că aș mai vrea să văd anumite gesturi din partea voastră, să zic așa, referitoare la, nu știu, interacțiunile voastre cu alți băieți, cum mi-a spus și Ștefaniei, să încerce să vorbească cu toți, ca să-și dea seama dacă eu sunt cel potrivit pentru ea sau nu. Nu aș vrea să pornesc o cunoaștere sau o apropiere cu una dintre voi cu semne de întrebare. Eu aș vrea siguranță. Ok, dar tu acum, de exemplu, Cosmin, tu ai putea să-i spui Bianca-i răspunsul tău concret, pentru că, uite, tu în continuare încă mai vrei să-ți mai dai timp. Dar noi cu toți am văzut că balanța înclină către Ștefania. Nu știu, nu crezi că, indiferent de care ar fi situația Ștefaniei, Bianca ar merita răspunsul tău, la modul că, mă, interesul tău este mult mai mare față de Ștefania, indiferent dacă Ștefania îți va spune că, da, mie poate îmi place să stau de vorbă cu Bogdan sau cu Marius. Bine, dar Ștefania, tu n-ai nicio părere așa în legătură cu Cosmin, că el încă așteaptă chestii de la Bianca și așa mai departe. Nu te deranjează? Sincer, nu. Pentru că am văzut și eu interesul mai mare față de mine și nu am preocupări sau ceva. Adică cumva e sigură pe tine. Ok, păi și poți să-i pui o întrebare, frate, ce faci? Că eu sunt aici. Păi nu vreau să-l... Am spus că voi da un verdict cât pot de repede, dar nu-i cazul chiar acum. Adică... Aș vrea să mai port o discuție fiecare dintre ele, măcar una, ca să lămurim cât de cât situația. Adică n-aș vrea să fac chestia asta pe conexiune. Mi se pare că ar trebui să fie o discuție între patru ochi. Bun, dar tu acum încă vrei să o mai ții cumva acolo pe Bianca? Păi din moment ce nu am un verdict, o să am o discuție cu ea și voi lămuri... Nu, dar cât o să mai dure? Păi o să dureze cât o să simt eu că e nevoie și gata. Ok, putem să înțelegem că probabil ai nevoie de timp, Cosmin. Corect, am nevoie de timp, da. Dar acum, pe conexiune, nu ți-ar fi mai ușor să-i spui? Eu nu știu, oricum, Bianca, tu ți-ai tras vreo concluzie, sincer. Eu... Sau încă ai speranțe că poate se va întâmpla ceva? Eu locul tot trăgeam o concluzie. Consider că mai avem lucruri de vorbit. Mai avem lucruri multe de vorbit. Și aveți toată viața. Eu știu că nu ai cum să-mi dai un răspuns acum, deoarece, ziceam mai devreme, este un subiect extrem de greu de digerat, dar nu aș vrea să mă reproșez așa sau să mă acuz. Nu îmi doresc asta, nu, ți-am spus. Nu, eu nu te condamn cu nimic. Tu, dacă versiunea pe care ai exprimat-o aici este într-adevăr 100% așa, ai tot respectul meu. Ascultă-mă, a fost o poveste extrem de complicată acolo. Sunt extrem de multe detalii, dar eu niciodată nu o să spun rău de ce a fost. Indiferent ce ar fi. Oricum nici nu te-aș vedea genul care să... Chiar nu. A fost o poveste în mare povestită, dar ideea de bază cam asta este. Am văzut că se încearcă să mi se facă rău,
din ce cauze, nu știu, oarecum să mi se priveze de dreptul la fericire, dar eu niciodată nu o să răspund răului tot cu rău, să știi asta. Niciodată în viață nu o să fac asta. Eu știu, nu știu dacă tu știi, și eu am primit mesajele respective și nu mi-am dorit să, adică eu nu am vrut să deschid subiectul, nici nu m-am așteptat să se deschidă subiectul. Nu, deci am zis că las să treacă timpul și... Eu am vrut să-l deschid de mult timp. Cum am spus, îl deschideam atunci la date dacă mergeam, dar mă bucur că l-am deschis atunci și a auzit toată lumea și s-a încheiat acum, gata. Larisa, acesta sunt eu. Păi mă bucur perfect. Să te cunosc exact așa cum ești. Îmi doresc oricum în continuare tu să fii exact așa cum ești tu și să nu, nu știu, să dar nu încerci să... Nu am zis asta. Adică îmi doresc în continuare ca tu să fii exact așa cum ești tu. Nu am zis că nu lângă mine, am zis că momentan îmi este dificil să... Nu pot să iau o decizie, înțelegi? Vorbeam cu fetele... nu știu, în cazul vostru. Am zis că eu am pretenția asta cumva, probabil și datorită vârstei pe care o am, înțelegi? Eu ți-am spus că ești încă mititică, ca să zic așa, dar văd acel potențial în tine, să știi. Eu ador, adică nu știu cum. Fetele la un moment dat mă contraziceau și spuneau că ele mă percep pe mine a fi o persoană foarte înțelegătoare, foarte indulgentă și care l-acceptă pe cel de lângă el, exact așa cum este el, la fel cum și eu trebuie să fiu acceptată exact așa cum sunt, știi? Și ăsta e motivul pentru care eu nu pot lua o decizie radicală, adică nu pot să spun nu, dacă asta nu. Vreau să văd, știi, cum avansează lucrurile și dacă eu chiar aș fi dispusă să trec peste un principiu pe care eu îl am. Pentru că ți-am zis, nu-mi doresc ca pe viitor să, nu știu, la vreo ceartă sau ceva, să ajung să-ți reproșez chestia asta. Depinde de tine. Așa este, da. Cosmin, vreau să spun o întrebare. Da. A fost aici o discuție ieri între mine și Bianca, Larisa, chestii. Și la un moment dat Bianca s-a declarat deranjată de faptul că oarecum eu și Larisa... parcă încercăm să te influențăm să o alegi pe Ștefania. Tu ai simțit că noi facem asta? Nu, nici pe departe și nu cred că sunt un om ușor influențabil, pentru că dacă eram influențabil în cazul meu cu tine, Giulia, cred că formam un cuplu. Sau așa, altceva. Teoria Bianca este că eu încerc să o împing pe Ștefania către tine ca mai apoi eu să o despart de tine și să-mi fac mie loc la tine. Ce părere ai despre asta? Bun. Cine a zis asta? Teoria conspirației. Pentru că eu îi separ mai ușor de îndepărtat. Da, ea mi s-ar părea mai influențabilă. Eu am spus că între mine și tine, Giulia, cazul ăsta e închis. Giulia, încă mi se pare că... Că n-am avut o interacțiune cu Cosmin până acum. Suntem aici de 4 săptămâni și n-am nimic eu și Cosmin. Da, noi am căzut de comun acord să rămânem doar... Giulia. Nu pari o persoană care rămâne constantă în ceea ce spune. Te frică? Păi știi care e ideea? Știi care e ideea? Ai fi surprins să vezi că eu sunt foarte constantă în ceea ce spun, doar că eu nu-mi controlez sentimentele. Așa că dacă eu spun că nu vreau să mai vorbesc cu Robi, dar inima mea vrea să vorbească în continuare cu Robi, asta o să fac. Eu nu-mi pun stopuri, nu-mi pun bariere când vine vorba de sentimente. Dar în cazul Cosmin, nu e cazul. Între mine și Cosmin s-au întâmplat foarte multe, s-au spus foarte multe și nu mai e cazul. Păi bun, și acum cum e? Deci așa e cum ai zis tu, Giulia? Ce? Că tu nu mai vrei să vorbești cu Robi, dar inima ta vrea. Măi, a fost un exemplu. Păi da, a fost un exemplu. Nu mai am treabă nici cu Robi să-și vadă de ale lui, cum Giulia, am până acum și gata, da. Dar acum, cum nu mai ai treabă cu Robi, nu mai ai treabă cu nimeni de pe aici, nu da. Te frică că s-ar putea să fi propusă? Totodată asta voiam să întreb și eu, pentru că voi m-ați întrebat ieri că înspre cine mă îndrept dacă nu spre Cosmin, dar ea totodată spre cine se îndreaptă? Îți răspund acum. Spre nimeni. Cred că dacă mă propuneți spre eliminare, asta ați simțit să faceți. Nu mi-este frică de eliminare. Am trecut prin faza cu mersul în față de atâtea ori și
publicul a fost cu mine până acum, nu știu ce se va întâmpla ulterior. Dacă merg acasă, nu e ca și cum mă duc la tăiere. Dacă mai rămân în continuare, așa cum a intrat Marius, vor mai intra și alți băieți. Așa că am făcut gaură în canapea până acum și pot să fac și de acum înainte. Dar din punctul tău de vedere, Marius este un bărbat interesant? Dar de ce mă pune să-mi spun mereu părerile astea? Eu te întreb personal. Tu ai zis că părerea ta contează cel mai mult. Mă puneți să le repet, îmi place. Da, dar nu este. Ai zis că părerea ta contează cel mai mult și întotdeauna. Eu nu mai țin minte, n-am fost atent ieri. Așa ai zis ieri. Că părerea ta contează întotdeauna și cel mai mult. Nu e genul tău de bărbat sau cum era, că nu mai știu. Da, am spus. Da, ok, gata. Poți să revin un pic la subiectul anterior? Hai. Deci da, când zicea Giulia de ceea ce am afirmat eu ieri, pentru că așa mi se eu pare, adică... Eu mă plictisesc, mă scuzați, vă o să mă plim. Tot timpul te plictisești. Da, păi din păcate mă plictisești tu. Așa. Aduc mănușile de box? Bă, nu-i nevoie, Ștefan. Eu așa văd lucrurile, că ele încearcă cumva să mă îndepărteze pe mine, să-mi spun, adică e ok, uite, de exemplu, Patrick, te întreb o dată, așa e că-ți place de Virginia sau nu, știi?